care a fost contracandidatul, contracandidata, parcă, în alegerile prezidențiale, nu seamănă cu Rusia. La Kiev și în alte orașe mari ale Ucrainei nu mor ziariști. Apoi, mafioții nu sunt executați pe stradă. Clanurile și oligarhii sunt mai calmi acolo, lucrează după legi mai patriarhale. Lumea s-a obișnuit cu ideea că Ucraina este o țară prea mare, ucrainieni în primul rând, ca să semene unii cu alții sau să fie toți la fel. Estul și sudul Ucrainei, inclusiv românii din Bucovina, au votat Ianucovici, care era singurul candidat ce le asigura autonomia culturală. Vestul seamănă mai mult cu polonezii, cu Austria, cei din Galiția au făcut parte ani de zile din Prusia, din Imperiul Habsburgic și așa mai departe. E, lumea asta, între timp, nu vroia de altfel NATO nici sub Iușcenco, nici măcar pe culmea ofensivei celui de-al doilea Bush în direcția ei. Nu vroia NATO, vrea Uniunea Europeană, ca dovadă că prima vizită pe care o face acest nou președinte va fi la Bruxelles și nu la Moscova.